Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Roblox. Astăzi ne vom juca Epic Minigames, pentru că văd eu că afară, nu vreau să cumpăr chestia asta, Gladiator Grounds, văd că afară au schimbat și au făcut așa cu o temă de Halloween și sunt curios dacă au adăugat și minigame-uri, tot așa în tema asta de Halloween. Dacă nu, hai să vedem. Totuși, nu m-am mai jucat de mult minigame-ul acesta. Mi se pare că am mai filmat cu Marius acum foarte mult timp, însă eu personal n-am mai făcut un episod de mult timp cu joculețul acesta. Trebuie să ne batem între noi dacă nu mă înșel. Ok, de obicei în minigame-ul ăsta câștigi doar dacă te ferești de luptă și rămâi printre ultimii. Ok, vreau să rămân ultimul. Last one alive. Hai să rămân pe ăsta. What? M-a murit o lovitură? Cum naiba? Credeam că... Stai! Credeam că rezici la mai multe lovituri, nu doar una. Ce naiba? Mă dau pe tobogan! Dă-te! Dar nu vrea să alunece. Marble Madness. Wow! Cred că e înghețată apa. Asta nu cred că nu știu niciodată Marble Madness. Hai să vedem, poate de data asta câștig și eu. Adică da, recută. The members will release in 8 seconds, get as many as you can into your team's pocket. Oh, suntem două echipe. Ok. Asta are dulciuri de Halloween. Hai să luăm, deci trebuie să luăm. Trebuie să le împingem? Ok. Oh my god, uite un porcușor. Împinge-le. La o parte, trebuie să câștigăm noi. Vreau să mă simt învingător. Nu, asta e mingiuța mea. Credeam că sunt mai mici biluțele astea, marbles, de obicei sunt mici. Dar sunt mai uriașe ca noi. Cred că o să câștigăm. Bă, ăsta ne fură... Fetele astea sunt malefice, ne fură mingiile. Pardon? Cine mă se întâmplă, e posedată mingea asta? Nu. Eu chiar am bătut. Nu. Asta e a noastră. 10 secunde. Bă, nu sunt sigur dacă i-am bătut. Nu scrie nicăieri care a băgat mai multe, dacă că avem nevoie de asta. Am împingeți. Nu e nimeni. Ok, well done. Ok, dar cine a câștigat? Noi am câștigat? Ok. N-a fost rău, presupun atunci. Dacă nu am câștigat. Are ghiozdan asta, bă, ăștia și-au cumpărat tot felul de chestii. Și am văzut că la modul chestia asta se iasă semnul de la Roblox din tine. Compactor Crash. Asta nu știu. Ok, deci sunt ceva minigame-uri noi. Harta asta e foarte șmecheră, numai că are nevoie de multe minigame-uri. Mi se pare că același lucru l-am spus și data trecută când am făcut un episod. Suntem pe lună? Compartments will start to open, get into... to avoid being crushed. Oh, aici trebuie să stăm. Să nu fiți striviți. No. Și cade ceva pe noi sau care-i faza? Ok, ne-a băgat înăuntru, suntem în siguranță. The compactor is falling, dar nu pot să văd în exterior. Aha, asta e o hartă ciudată. Dacă nu mă lasă să văd, e ciudat. Deci cred că o să cadă toată bucata asta jos. Iar noi trebuie să fim înăuntru. E strivită de deasupra, nu cade jos. Ok. A mea! Poftim! La fix. Opa. Hai că nu vrem să fiți striviți. Perfect, trebuie să mă mișc foarte repede. Aha. Prea rapid pentru voi. Uite ăla, unde te duci? Oh, nu. Și mai ești expert. RIP. E cel mai nașpa sentiment când rămâi lăsat singur. Hai. Na, ești rip. Bun, se descurcă ei, Rafael, aici să-i faci. Da, devine ce în ce mai greu, mai suntem 3 în viață. La moare. Bun, îl face praf. Trebuie să ghicești partea în care... Bă, ăla n-a murit? Ok. Winners, pac. Ok, 4 au rămas. Credeam că să jucăm până când nu mai rămâne nimeni, dar aparent era un timer sau ceva. Ok, GG. Sunt distractive minigame-urile. Mi se pare că pe aici intri într-un canal și cum am zis cu Marius.
High Rolling. Wow, ce e asta? Teleporting players in 9 seconds. Tare. Tare. Face-ul e cam colorat, nu prea îmi place cum arată, dar mă rog. Ok, că vă deranjează. The course will begin in 8 seconds, reach the middle while stealing on your sphere. Ok, deci trebuie să ajungem cu sfera în mijloc. Asta o să fie dificil. Ok. No. Știți cum a pus pe tastatură? Nu! E prea dificil. Am încercat să mă duc mai repede și am căzut de tot. Păcat că nu pot să spectatez. Era într-adevăr cam dificil, bila era foarte grea și odată ce se ducea într-o parte era greu să o oprești. Presupun că trebuia să mă duc mult mai încet pentru că aveam foarte mult timp la dispoziție, nu știu de ce am vrut să mă grăbesc. Above water. Ok, mi se pare că am... l-am mișcat pe ăsta cu Marius. Mi se pare că ai o bazuca și trebuie să tragi în picioarele astea, să dărâm platforma aia, să cadă și tu să câștigi. Ok, hai să încercăm. Și știu că am jucat cu Marius că el trăgea după mine în loc să tragă în picioarele platformei. Ok. O să fie cam dificil, dar hai să vedem. Perfect. Așa, mamă, stau s-au distrus. Să cadă platforma. Bă, bune! Piciorul ăsta. Așa, hai că au pierdut ăștia. Bă, nu cade piciorul ăla. Gat. Bă, a intrat în platforma mea. Nu vreau să pierdem. Nu! Oare am pierdut din cauza faptului că intrasem în platforma noastră și puteam să trag în a lor? La naiba. Hai să vedem care e următorul minigame. De ce are ăsta un porcușor, nu știu. Dar ce că trebuie 5 win-uri ca să fac level up. Hai să vedem. Blow Dryer Battle cu Feon. Ok. Habar n-am cum e harta asta, n-am mai jucat-o. Sau minigame-ul acesta, mai bine zis. O să vâslesc. H-Mass Eagle. You will be given a blow dryer, be one of the last three standing. Ne omorâm cu un Feon? O, bune. Ok. Oh. Mă ascund după copac. Oh, ne aruncăm în apă. Eu am crezut că ne... chestiile alea că îți iau din viață. Oh my god. Așa știam să stau în mijloc. Rocket Rumble. Hai să vedem și cu ce este acest minigame, pentru că nu-l știu. Eu am un mic dezavantaj. Aici ce am apăsat aici. Am un mic dezavantaj pentru că eu nu știu minigame-urile și ceilalți le știu. Deci adică știu la ce se aștepte. Pe când la mine e prima experiență cu minigame-ul respectiv, cred că e tot la fel, să ne aruncăm în apă. Me one of the last three alive. Aha. Oh, nu ne aruncăm în apă, e spleef sau cum se numea pe Minecraft. Oh, sau putem să ne și omorâm. Înțeles. L-am luat fix la piciorul și pe băiat. Ia uite-l cum a căzut și am câștigat. Bine, mai mare rămas 3. Hai că a fost rapid ăsta. 4 win-uri și fac și eu level up. V-am zis, e interesantă harta, adică nu e rea, dar cu cât adaugă mai multe minigame-uri aici, cu atât devine mai interesant, adică să nu se repete foarte mult. Până acum nu s-a repetat nimic. Cloud Control. Nu știu cum e asta. Vom afla în 10 secundele. Voi ce faceți de Halloween, băieți? Bine, mi se pare că mai e puțin pe la Halloween, nu știu exact. Pe cât e Halloween-ul? Nu mai știu exact. Dar știu că se apropie, pentru că sunt foarte multe minigame-uri pe Roblox cu Halloween. Ai un Lilia, credeam că e un păr plutitor. The clouds will drift into each other. Claim more clouds than the other team. Habar n-am ce trebuie să fac. Claim more clouds. Oh! Suntem pe echipe și trebuie să... Am înțeles, albastru. Albastru. Mai bine stăm aici la final. Vedeți? Și eu îl fac albastru la loc. Oameni, ce ciudat. Ok, este unde albaștri. Apare deasupra capului culoare, corect. Corect. E puțin cam ciudat. Iată, pe ăla stă la final și ne strică.
Rostovanu. Nu e corect așa. Iată ce face. Nu, l-am luat și pe ăla. Abar n-am cine câștigă aici, e tare ciudat. Dar văd că eu le fac albastre pe toate. Trebuie să nu mor. Eu stau fix pe margine. Nu, cred că am câștigat. Great job. Blue team wins. Yes. 39-25. Am că am câștigat cu mult. Cu mult, băieți. Nici nu știu câte să mai jucăm. Habar n-am de cât timp filmez, pentru că am tăiat de câteva ori. Ca să nu vă plictisesc. Skewer. Nu știu cum se traduce cuvântul ăsta. Ok. Sau cum se citește, de fapt, cum se traduce. Dar vom vedea despre ce este vorba. Da, nu știu exact de cât timp filmăm, dar o să mai jucăm vreo 2-3. Wow, cine e asta? Mira dacă ar muri cineva. Dar presupun că au murit, adică suntem 3, 4, 5 în viață. Nu! Nu! Ok. Nu văd când vine din partea de jos. Dar hai să fim serioși. N-avem cum să murim aici. Din partea asta n-a venit. Oh, a fost și aproape să moară. Sus. Oh, l-a omorât pe ăsta. Mai suntem doar 2. Era să mor aici la final. Eu mă uit așa, știi, n-am văzut jos. Deci am mai rămas doar 2, ok, au murit mulți. Aparent. Destul de mulți din toți ăștia, am rămas doar 2. Ok. Hai să vedem ce minigame se alege și să ne continuăm aventura aici. Ne ducem pe undeva. Facem și noi level-ul ăla, băieți. Ah, laser guidance, mi se pare că stai ușor la jucă cu Marius. No, thanks. Trebuie să fereze niște lasere. Și e destul de easy, să zic așa. Easy peasy. Oh, niște suc. Oh, ok. Hai să vedem. Asta ne controlează? Avoid being cooked. Fix la final, eu am sărit, nu știu ce ne-a s-a întâmplat. Presupun că trebuie să dau cu zoom mai mult pe caracter să văd exact cum sar, dar... Habar n-am. Rip presupun, e ce mai n-aș fac că mor la final, bă, fix la final. Ce naiba. Și avem și muzică pe fundal aici. Block City Brawl. Pe asta parcă n-am mai jucat-o. Ia să vedem cine e pe primele locuri. Highest level players, 307, eu cine mă level-am, mă? E Rafael cu level 4. N-a câștigat nimeni! Cred că glumești, n-a câștigat nimeni pentru că a sărit aia că... Era să zic eu acum ca ce. Și nu m-a lăsat să o omor. Doamne, ce enervant. Hard pressed. Trebuie să mai câștigăm 2 meciuri să fac și un level up. Level 5, chiar dacă nu ne-am știut cu nimic level-ul. Mi-a arătat acolo. Hai, boss, că se poate. Asta abar n-am ce. A, presupun că ne zice care coboară și trebuie să ne ferim. Hai să vedem, avoid getting flattened. Să nu fim
Strivi. Ok, am luat spatul și l-am luat de mulți. Ok, încă un win, băieți, încă unul. Unul mic pentru Irafael. A, de-l și pe ăsta, typical type. Asta a făcut jocul. Ok, presupun. Clear side, oh, este un fel de... Jucăm volley? Credeam că e dodgeball, dar nu e volley. Hai să vedem. E pe echipe, deci să sperăm că echipa noastră câștigă. This game will begin așa. Knock as many balls onto the other team side, mă rog. Ok, nu mai știu să vorbesc engleză, băieți, îmi pare rău. Și cum ne-aș putea să-i strivesc cu baia cu mingea? Că nici măcar nu pot să iau mingea în mână să o arunc. Asta va fi dificil. Deci trebuie să ne ferim de minge și în același timp să-i strivim noi pe ei. Asta e un minigame cam ciudat. Nici nu poți să alergi măcar. Wow. Bă, ce-a făcut? Am crezut că m-am zis la aia în echipă. Crezi că m-am zis în echipa alora. Asta cine mă face? Ah, nu, e de... Am crezut că e de la echipa albastră care e numele albastru. Da, asta e cel mai stupid minigame pe care l-am jucat până acum. Adică nu se întâmplă nimic. Nu știu dacă cineva de la ei a murit. Habar n-am. Dar trebuie să arunci mingea, nu să-i strivești pe ceilalți, sunt eu prostovan. Ok, congratulations, you're now level 5. Ok, mai trebuie să facem un minigame pentru că pe ăla nu l-am înțeles. Am crezut că trebuie să arunci mingea pe partea cealaltă și să strivești pe cineva. Trebuia doar să arunci mingea. Am înțeles, de-aia mi se pare imposibil să strivești pe cineva cu mingea. Oh, altă mapă pe echipe. Castle Clash. Ok, ăsta e ultimul minigame, după aia încheiem și un episodul. După aia mă duc să mai filmez și altceva. Nu vă zic ce, ca să vă țin în suspans. Să nu știți ce episod mai apare astăzi. Bine, dar poate o să apară înaintea astea. În fine. Hai să vedem. The Clash will begin. De data asta nu aștept până la final, mă bag direct. Avem muzică de asta de luptă. Deschideți porțile. Vă fac praf, băieți. Am decapitat-o. Și abia mi-am luat... Pac, l-am făcut praf. Avem nevoie de întăriri. Bă, ce facem? Vine, bă, coace că e pe echipe. Mă lăsați singur să-l bat pe ăsta. Ia. Hai să te văd, amice. L-am făcut praf. I-am dat rectul la băiat, așa se zice. Bun, o să încheiem de aici episodul, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pentru că apreciez când vă susținerea voastră. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare, pa, pa!